La Plăcinte înainte, românii s-au luat după miros și au ajuns în inima Bucureștiului la Festivalul Plăcintelor. Dobrogene, moldovenești sau bucovinene, toate au fost servite pofticioșilor. Vedeta evenimentului a fost însă o plăcintă de 15 metri cu fructe. Nici nu au fost bine băgate în cuptor în miresmatele bucate, că pofticioșii s-au așezat în grabă la coadă să le guste. Și pentru că le-au plăcut, și-au umplut și de sagele. Vedeta de necontestată a evenimentului a fost o plăcintă uriașă, făcută pentru a satisface orice gust. Astăzi am făcut cea mai mare plăcintă de sezon, am făcut-o în trei sortimente, cu dulceață de afine, dulceață de mureș și dulceață de prune. Ieri am făcut cea mai mare aliveancă moldovenească. Câți metri a avut această plăcintă? A avut 30 de metri, asta de astăzi. Și a mai rămas? Păi vreo 15. Odată cu pofticioșii, am aflat și noi din secretele unui desert tradițional. Plăcintă de brânză, plăcintă brânză dulce și stafide, prăjitură cu vișine, un tordobo și o plăcintă cu mere și, bineînțeles, o plăcintă cu doblea, pentru că este Festivalul Plăcintelor. Toate rețetele sunt de prin toată țara adunate, ele sunt rețete autentice românești, numai că le-am făcut sub o altă formă. Adică le-am făcut foarte înalt de pe straturi și sunt foarte pline din compoziție. Mai mult compoziție decât cocă. Oh. Mm-hmm. Foarte bun. Foarte bun. Cum e, doamne? E boierească? E boierească. Cât despre delicioasele poale în brâu, preparate chiar sub ochii lor, bucureștenii au înghițit în sec până să le simtă gustul. Acum legăm plăcintele să nu iasă umplutura și le pregătim pentru copt. Ce îndemânare aveți? Păi, îndemânarea se capătă în timp. Ce v-ați cumpărat acum? Da. Poale în brâu cu brânză. Preferatele dumneavoastră? Da. Dulce. Mulțumesc. La cei de acasă? Da. Cum sunt? Foarte, foarte bune! Ce aveți acolo? O plăcintă cu caș. Caș? Da. Și gospodinele din Baia Mare și-au arătat îndemânarea. Aici facem plăcinte tradiționale, cu brânză, măraș și ceapă. Pofticioșii mai au o șansă. Târgul este deschis și mâine.